Bun găsit, dragii noștri! Sunt Maria Cinarjiga și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook, pe canalul YouTube, iar pe tvrplus.ro, portalul video al televiziunii române, ne puteți urmări live. Astăzi avem o ediție specială, ne aflăm în localitatea Ruscova din județul Maramureș, o localitate unde trăiesc în majoritate etnici ucraineni. Vom afla mai multe despre istoricul acestei localități, despre ce înseamnă aici păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor specifice, cum au evoluat acestea pe parcursul istoriei acestei localități de la invitații mei și prin intermediul reportajelor, al materialelor pe care le-am pregătit. Discutăm în continuare despre istoricul localității Ruscova, dar nu numai al acestei localități, ci, bineînțeles, adiacent vom atinge și istoricul celorlalte localități de etnici ucraineni din apropiere. Alături de mine se află domnul Vasile Horvat, profesor de istorie, primar, a îndeplinit de fapt mai multe funcții pe parcursul anilor. Dânsu, bun găsit, domnule Horvat, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Plăcere este din partea mea. Dumneavoastră ați avut un interes aparte pentru istoricul acestei zone. De unde acest interes pentru a afla mai multe despre comunitățile de ucraineni de aici, despre comunitatea de etnici ucraineni din Ruscova? Păi după ce am absolvit liceul pedagogic de la Sighetul Mărmației, am făcut studii, am terminat studii la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, specialitate istoria României. Am fost repartizat la Remes, am refuzat să mă duc la Remes și atunci directorul școlii, Mitriniu, care m-a ținut foarte mult la mine, că eram și șeful clasei și a promoției, m-am organizat în sfârșit și banchetul. Nu zice, dacă Horvat vrea Banatul, pe Valea Ruscovei. Și m-a trimis la Poieni, am stat un an de zile la Poieni, urmă m-am căsătorit cu colega de clasă, Bumbuchirin, și am revenit la Ruscova. Am devenit băștinașul Ruscovei prin alianță, prin căsătorie, nu? Și mie mi-a plăcut această localitate. Dar care sunt meleagurile dumneavoastră natale? Banat. În zona dintre Lugoș și Caransebeș. Este acolo, sunt câteva sate ucrainene, printre care Zorile, unde m-am născut și am copilărit, Copăcele, tot satul ucrainean. Prin urmare, dumneavoastră sunteți un fiu adoptat, dacă putem să spunem așa, a localității Ruscova, dar care a ajuns foarte preocupat studiind istoria, preocupat de istoria localității. Am făcut și un an de teologie la Sibiu și fiind repartizat în această localitate, ați început să studiați, să aflați mai multe despre istoria localității. Istorică comune. Ce ne puteți spune despre sursele pe care le-ați găsit vis-a-vis de documentele istorice pe care le-ați găsit, care ne prezintă o atestare documentară a localității? Cum ați ajuns la aceste documente? Cum am ajuns? Când am făcut studii la Babeș-Bolyai, am discutat cu un coleg și zice, uite, Vasile, de când e atestată localitatea ta? Păi dacă noi suntem atestați documentar concomitent cu satele românești, înseamnă că noi suntem, cu alte cuvinte, băștinașii de la atestările documentare în Coci. Înainte, sigur că a fost altă populație, nu erau ucraineni. Pe aceste meleaguri, vă referiți? Da, pe aceste meleaguri erau români, sigur, că români și unguri, dar predominau românii, sigur, într-un stat național român, tot românul
predomină, nu venetici, cum se spune. Când au ajuns atunci etnicii ucraineni pe aceste meleaguri? Etnicii ucraineni au început să vină mai târziu. În Ruscova. În Ruscova mai târziu. Prin secolul, sfârșitul secolului 13, începutul secolului 14, au început să ucrainene, până atunci nu erau... Atunci asta arată, arată documente. Documente, sigur, că atestările documentare, că nu putem vorbi numai în temeiul legilor și documentelor existente. Și s-a acomodat foarte bine ucrainene aici, în Maramureș. Din ce zonă au venit? Păi din Zacarpatia, dincolo... De acolo au intimidat zona muntoasă și unii au coborât de pe Cerămuș, aici, de la Poen încoace. Și prin imigrare. În ceea ce privește celelalte localități, mă refer acum, prima dată, în care dintre aceste localități, de, ca și zonă mă refer, că atunci nu erau încă localități în această structură, bineînțeles, dar ca și... zonă aici au venit sau în locurile unde e acum Repedea și Poieni? Nu, prima dată au venit în Ruscova. De ce? Și este logic, la vărsarea râului Ruscova în Vișeu, sigur că populația a încercat să se așeze aproape de apă, să aibă apă în toate părțile și pe lângă râuri există și teren pretabil pentru agricultură. Deci a combinat, de aia Ruscova a fost populată prima dată, iar de aici spunea, v-am spus Poplivia Ardelean, că s-au extins înspre Repedea și Poieni de sub munte. De aia și Ruscova este atestată mai devreme decât Poieni de abia în 1411. Deci noi suntem cei care am repopulat prin emigrarea noastră, ucrainenilor, am extins populația. Și atestarea documentarea localității Ruscova din ce an? 1373. 1373. Deci concomitent, când a fost atestat și Boșcoiul Mare dincolo la Găsighet, mai repede n-a fost atestate nici celelalte localități populate de români, de unguri. Cum a evoluat demografia populației, adică de atunci și până în zilele noastre, care au fost punctele cele mai importante în care numărul populației de etnie ucraineană a crescut sau a scăzut? Au fost, desigur, și perioadele în care, de fapt, ei apăreau ca și ruteni, de exemplu, sau sub alte denumiri. În documentele ungurești se spune că la ucraineni spuneau ruteni, rutenorum, dar rutean înseamnă ucrainean. Dar fiind ungurii la dominat zona, a rămas numele, adică porecla respectivă de ruteni până în zilele noastre. Sigur că acum ucrainenii care s-au modernizat, au făcut școli, au umblat prin lume și au spus, stați bre, păi noi nu suntem ruteni, noi suntem ucraineni. Despre ce populație vorbim? Ce număr, ca și număr? Datele statistice nu precizează numărul al populației din localitățile ucrainene, că știți, nu existau documente în această privință. Putem preciza și suntem siguri că majoritar au fost ucraineni după ce au venit și s-au așezat aici. Că era zona de munte, cine ocupa... Și ați văzut că, prin urmă, prin ramificații, prin răspândire, au ajuns pe toate coclaurile, până spre aproape de graniță. Care sunt cele mai importante momente din istoria localității pe care dumneavoastră le-ați defini? Pornind de la momentul atestării documentare și până în zilele noastre. Este adevărat că ucrainenii, când au venit, aici erau mulți evrei. La un moment dat, două părți erau evrei. Centrul localității era populat numai de evrei. După ce evreii au părăsit localitatea, ucrainenii au început să le ocupe, sigur, prin cumpărări, prin înțelegeri, terenurile și așa au repopulat ucraineni, dar majoritar erau evrei la un moment dat aici.
Cam în ce perioadă s-a întâmplat lucrul acesta? Prin secolul XIV. Și când am plecat de aici? Evreii au plecat după al doilea război mondial. A fost perioada lor când aveau dreptul să părăsească și posibilitățile au fost create pentru a se deplasa. Desigur, a fost și războiul, cel al doilea război mondial, care a decimat populația de origine evreiască. Și cum a fost această conviețuire între ucraineni și evrei? Când ieșeau duminică, sâmbătă, erau sărbătoarea ei sâmbătă, negru era pe stradă. Nu vedea nici ucrainean, nici unul pe stradă, numai evrei. Era foarte mulți, că erau 1200 de evrei. No, după război s-au retras și nu mai este nici unul. Vă dați seama că erau două sinagogi în Ruscon, două biserici. Una a rămas așa cum a, dar e transformat pentru comerț. De cine magazin. Magazin, da. Înțelegere era perfectă. Că știți cum ucraineanul a fost tot timpul sub papuc. Dacă n-a fost sub papucul rusului, a fost sub papucul polonezului. Dacă nu a fost, a ajuns sub papucul evreilor, așa că ei sunt... Maleabil. Nu erau niciodată, nu se manifestau dușmănos față de nimeni. Adică conviețuirea a fost pașnică. Pașnică, conviețuirea perfectă a fost între ei. Niciodată n-au avut incidente între ucraineni sau evrei sau alte, sau români, nu. Au venit românii, cei salariați în primul rând, pe urmă, prin căsătoriile. Da, niciodată nu se discută sau nu se reproșează nimănui că tu ești român, că tu ai venit. Nu. Ești, dacă ești un ruscovan, ești ruscovean. La ora actuală, cât numără populația localității Ruscova? În jur de 5.000. 4.500, 5.000. Dar... Cum a fost influențată viața ucrainenilor din această localitate, de partea aceasta de asimilare, de culturile altor popoare cu care a intrat în contact pe parcurs, de la începând cu Imperiul Austro-Ungar, ați spus că au fost cehi, polonezi, a fost perioadele acestea, conviețuirea cu evreii. Cum și-au găsit toate acestea locul în cultura ucraineană sau printre momentele și elementele de cultură ucraineană? Fiind populație pașnică, populație care a venit din altă parte, adaptându-se la condițiile localității și a zonei în general, și au preluat de multe ori elementele și de la unii, și de la alții, și de la evrei, și de la români, adică de români se discută, de la unguri. Ucrainenii nu au putut să facă mare lucru, întrucât nu au avut intelectualii lor. Și dacă au preluat, au preluat de la cine au putut. Unde era să meargă ucraineanul dacă n-au avut posibilitățile materiale? Așa că a rămas majoritar țărani, jet by jet. Iar intelectualii, câți puteau să fie la vremea respectivă sau nici acum. Ați văzut că, adică până ați văzut, ucrainenii foarte mulți pleacă în străinătate și renunță la limbă, renunță la obiceiurile. Dacă au plecat în Occident, devin occidentali. Și așa că populația vârstnică păstrează tradiția, obiceiuri legat de mai mult de sărbători. Trăiesc după tradiții din strămoși. Nu se lasă cu nimic influențați. Preluat în mare parte, bănesc că pe cale orală mai mult de la moș în strămoș, fără să existe neapărat foarte multe scrieri. Nu, scrieri. Că nu era cine să scrie. Nu era cinez. Eu am scris monografia localității, m-am ocupat și de ucrainenii din România. În monografia localității Ruscova, la care ați făcut referire, ce ați evidențiat în mod deosebit acolo? Atestările, numele de numărul populației și numele
locuitorilor. Fie și de multe ori apar nume, ei sunt ucrainean, dar nume ungurești. Nemze, de exemplu. Ucrainean, din tată în fiu, din strămoș, dar a fost denumit nemze de către puterea autoritară a vremii respective. Și au rămas cu aceeași denumire și până în zilele noastre. Nu există nicio... Principalele izvoare, surse istorice pe care dumneavoastră le-ați folosit în... Principalele surse istorice, izvoare, erau arhivele statului din Baia Mare, arhivele statului din Sighetul Mărmației și arhivele localității Ruscova, că am găsit foarte multe documente în arhiva Ruscovei și în special registre de nașteri și morți. Așa acolo poți să-ți dai seama care predomină numele ucrainene, numele impuse sau denumirile impuse de către o puterea respectivă. Cum ați descrie în urma acestor studii, informații pe care le-ați acumulat dumneavoastră pe parcursul anilor și datorită cercetărilor dumneavoastră, cum ați descrie localitatea Ruscova și locuitorii, cetățenii acesteia? Ruscova este atestată documentar concomitent cu toate localitățile din Maramureș. Nu este atestată nicio localitate mai veche decât Ruscova. Ruscova fiind în zona românească, colaborare și înțelegere între ucraineni și români a fost de fiecare dată la superlativ. Niciodată nu a fost divergențe sub nicio formă. Veneau, de exemplu, ordenii nu aveau moră. Și veneau la moră la Ruscova. Le dădeau totdeauna ruscovenii prioritate. Zice, omul a venit din Leordina, să meargă el prima dată să-și măcine porumbul sau ce, numai porumbul. Tradiții, obiceiurile sunt identice. Trăind împreună, preiau unii de la alții, mai mult noi de la ei decât românii. Se contopesc. Ca să discern fiecare, este imposibil, pentru că este perioada destul de îndelungată și populația s-a, mă rog, diversificat și cultural și din toate punctele de vedere. Așa. În acest context, cum vedeți evoluția localității Ruscova? Evoluția localității Ruscova, nu putem vorbi despre evoluția economică, întrucât cu ce puteau să se ocupe? Care au fost principalele preocupări ale locuitorilor? A fost creșterea vitelor, cât, special oi și bovine, că din asta trăiau. Aveau lapte, aveau lână, făceau haine din, mă rog, cum se întâmpla la vremea respectivă. Și fără de care, ruscovenii ar fi și zona mortă. N-ar fi populată niciodată dacă nu s-ar fi ocupat cu ocupații tradiționale și adaptate la condițiile reliefului. Restul... A fost oameni așadar harnici, muncitori care s-au adaptat și, indiferent de condiții. Pornind de la aceste ocupații tradiționale, cum ați spus dumneavoastră, muncile agricole, păstoritul și așa, cum au evoluat aceste ocupații pe parcurs? Că acum spuneați și făceați referire că sunt deja mulți care au fost nevoiți să plece și în străinătate pentru a-și face un trai mai bun. Cu ce se mai ocupă acum ruscovenii? Acum se ocupă, știți cu ce se ocupă? Fiecare încearcă să scape, să emigreze, să părăsească localitate și să găsească locuri de muncă în condiții mai bune în Occident. N-are unde să meargă. Nu o să meargă în Zacarpatia, că acolo e mai rău ca la noi. Și atunci și concepția lor se schimbă în favoarea Occidentului. Dar asta duce și la o creștere economică a localității, pentru că ei vin și investesc, păi, sigur, își fac case, vin, își dezvoltă afaceri. Și, da, fac afaceri. Cei care lucrează în Occident câștigă mai bine, trimit bani acasă,
își construiesc locuințele, mă rog, utilizează mai bine fondurile pentru fiecare gospodărie și în ultima vreme apar tot mai mult case noi, mai modernizate, condiții mai bune. Acesta este, până la urmă, un lucru extrem de important și care rămâne să ducă localitatea mai departe, faptul că se întorc la rădăcini, așa cum spuneam. Mulțumim mult, domnule profesor. Mă bucur să mai veniți, poate că o să, când o să termin monografia ucrainenilor, atunci o să discutăm mai mult și mai la concret. Mulțumim mult! Mult succes în această înscriere a acestei monografii! Bei, dai mu ne, ne žaluju! Saj je, dai mu duže! Sa se odbere do čopu, panjiko. A po ukrajinci se kaže hvezdja, a ne kaže me čope. Та й гвесть, я сакажу. А ви так сочиняєте? Давно були фої, тепер і ми маємо фої, але ми саме модернізували, бо й маємо тепер на курент. Давно ми чинили сен. Та й тепер, аж би не було куренту, чинимо і сен. Але тепер у всьому часу не мене чинити у всіх модернізованих часах. Це се називає фої. Так се називає фої. Ну так. А так є вентилятор зроблений такий імпровізований. Один год у мене мав, коли це лідерувався у Катуні. У Катуню хим зачав робити. Я чинив ще Катуни, ніяк тепер не чинять Катуни. Я пішов йому в Анатор де Мунте, у Гімбо, у Брашов. Їм був у Катуню. Та ми мали коні й дома, туйки, та там все ми саудовало, вся месерія. Коли він прийшов із Катуни, ви так помали, помали, бо не мухи, не маємо скулей робити. Так, доки купив скули, доки почав робити, мало май чашку було. Много це поміняло. Много, дуже много це поміняло, бо у нас тільки було дуже много ковачів, дуже много ковачів було, але тепер дуже много впало. Не, у цьому часу дуже мало це робить. Тепер я можу собі робити тільки. Та й вентилятор не йде. А давно я був сидів і туйка, та був давав, але так був ішов із залізом не цвіта. Хоу, достану, беремо туду, бере туду вачу, бере ту раз із того. Так, 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 не буде так. Хоу. Христос воскрес. Воїстину воскрес. Що робити сусідо? Куй на коні. Май мати мені коні, бо такий дощ. Мами. Мати ковати дуже, бо той вас не мочить. Той нас не мочить. Той добре є, бо тепер не будемо йти копати. У нього. Оп. Оп.
Тепер чистимо копиту. Чистимо копиту. Копиту, бо не був кований від цієї землі. Не було файно почищено. Похаєно. Софія Курацат по-румунськи, так каже. Собзець кумарата і мідят. Ну, як справляє зараз. Опа, у, не гукав. Не болет, бо би боліло, не стояв би. Бисме його ковали. Ні, у. І в Петрові, і в Красному, і в Вешовах йдуть сюди до мене. Туйка у нас, лишаємо тепер туйки з кованням. У Русскую. А сюди приходять до мене з Левурдина, з Петрова, з Вешов, з Красного. З Тремтури приходять. 2, 3, 4 і 5 може йде. Сесія четвертий нині. Це є напиткова, що є чинена майже давно. Але все видне не є чинена. Але хочу її класти у ватру, коли її кладу, треба бим клав і там. Та на копитуги і палети. Так се каже копита. Така горяча гіби була. Колеса робить то, та хоч раз на гуд, раз у два год, раз, два на гуд, добре би було, аби запалило коневин копету. Копиту. Мені казав доктор ветеринарний у Катунях, що кулько буду мочі, кулько буду робити, не казав, що абим палив. Це все помагає коневі, що са шизує, са кладе. Каже, що са май добре стоїть. А ви так, як по-румунськи са каже, фуже віу ді морт. Це залізо напиткове, так са каже. Один кунь може фолосувати тепер, та як ми чинимо, бо є з відео, посудована, може і 2-3 місяці. Ні, тепер всі молоді, я без, і мав і амбіції, а без тиждо. Так, і вам не раз, легко. По сими маржинами, так каже, так, і сими куньми, я без бунт, це негатор. Так се каже по-румунськи, бо дуже є чашко, але не хочуть стояти на кованню, не хочуть, я без сани нервував. А де май прийшов один ковати? Де є кунь Міха? Вирізаю з отам. Добре. Без ми чинили так бибуно знову, так як чиню теперка, я бим чинив 3 часи. Маємо побратиму добрих. Вже бику ковати не є млища туйка, бо вже ковачу не є до бику ковати. Диференція є май велика між конем та між биком, бо кунь має копиту май велику. Має, як каже по-румунськи, са вів май департе де морт. Чи, як се каже, у бика, у всього є май блеско, є дуже спеціально треба робити.
було ковачу до бику, вже не їм лишався, всі, що були, всі пішли. У ательєрі нашому це займали і сокеру з нами вчинити, а деяку сокеру з нами, але це лігінь мою вчинив всю сокеру. Таку сокеру спеціально вчинив, та зна, бо він у факультаті, та, але знає робити. Це є петкова до бику, би сте знали, ні, це є петкова до бику. No. Така є петкова до бику, коли це чинить. Ми маємо роботи, маємо много, бо з цього лише би ми сиділи тільки, то не можемо лежити лише з цього. Ми робимо і з куньми, ми робимо і у... на поле. Ви знаєте той вірш, що казав, що а в тій кузні коваль клепле, а в коваля серце тепле. Тепер, як ми кончили, тепер це є задня, але так лише прибивати чопи. Увий коняча. Брата Василіка. Можеш, брате. Але. Іща. Alături de mine se află acum Mihaela Miculeciuc, o distinsă doamnă, membra comunității din Ruscova. Bun găsită, Mihaela! Bună ziua, bine v-am găsit și bine ați revenit pe meleagurile noastre! Ne bucurăm că am reușit să revenim și că avem oportunitatea de a afla mai multe și de a afla și telespectatorii cu această ocazie mai multe despre această localitate plină de istorie care încearcă, se străduiește să-și păstreze tradițiile și obiceiurile. Trebuie să menționez, stimați telespectatori, că Mihaela Miculeciuc este o persoană foarte activă în tot ce înseamnă promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice acestei comunități, specifice ucrainenilor din această zonă, este director al Căminului Cultural din Ruscova, dar foarte intens implicată în tot ce înseamnă promovarea tradițiilor, așa cum spuneam. Mihaela, pentru început, spune-ne puțin care este mai exact rolul pe care tu îl îndeplinești în cadrul ca director al Căminului Cultural din Ruscova și cum a început practic acest proces de a încerca o revigorare a ce înseamnă tradiții și obiceiuri din această comunitate. Fiind foarte aproape de localitățile românești, era o influență românească foarte puternică. Lumea din localitate tindea să își piardă portul. Erau influențele din Vișeu de Jos, Vișeu de Sus, Petrova, Leordina. Și atunci, văzând că este influența românească, am ținut cu tot din adinsul ca să conservăm tot ce avem ca identitate ucraineană. Ca să conservăm portul, ca să-l reînviem, să căutăm în lăzile de zestre a bunicilor. Și așa, încetul cu încetul, în decursul a 15 ani, comunitatea s-a mobilizat, începe să le placă, să poarte și nu numai de sărbători mari, poartă și duminică la biserică, poartă și în alte conjuncturi portul tradițional ucrainean. Spune-ne puțin despre cum ești tu acum îmbrăcată și, în general, despre ce înseamnă acest sport. Pentru că, bineînțeles, așa cum spuneai tu, pe parcurs au apărut și aceste influențe. Avem și un port stilizat, ca să spun așa, pe alocuri, cu împrumuturi din diverse alte culturi. Da, din păcate, după al doilea război mondial, influența românească a fost foarte mare. Neavând localitatea meșteri populari care să reactualizeze hainele, veșmintele lor țărănești,
București, tindeam să mergem la meșterii populari din Leordina, Petrova, Vișeu de Jos. De acolo au început să vină sumanele, care sunt aproape identice cu cele din Moisei, au venit cojoacele, care sunt aproape de a lor, așa că încetul cu încetul am avut și influențe românești în portul nostru. Nu avem meșteri populari care să țeasă la război ca să reactualizeze pânza, nu avem femei care să coase acele cusături specifice care erau specifice localității. Așa că încetul cu încetul le stilizăm, ne mai influențăm și din Ucraina, granița fiind aproape, mai aducem și de acolo. Tindem și încercăm ca să ne conservăm cât de cât. Cum ești tu acum îmbrăcată? Spune-ne puțin despre componența acestui costum. Da, este o ie cusută manual și o fustă care o purtau femeile din localitate, bunicile, mămicile noastre. Este o fustă veche de aproape 50 de ani. Pe parcursul anilor, de când activezi tu ca și director al Căminului Cultural, știu că ați încercat și ați și reușit să faceți niște costume care să fie cât de cât reprezentative, să vă diferențiați cumva și voi de celelalte localități etnice ucrainene. Cum a fost procesul acesta și cum ați ajuns la acea variantă de costume? Da, la început aveam costumele românești cu cămașă maramureșană, cu zadii, poale, deci eram aproape unde ne duceam să reprezentăm etnicii ucraineni, ne identificam ca și maramureșeni, pentru că era costumul lor, pe care l-am preluat de acum 50 de ani. Și datorită și mulțumim Uniunii Ucrainenilor din România, care ne-a sprijinit și ne-a confecționat 25 de costume, 25 costume pentru coruri, cu ie și fustă lungă specifică ucrainenilor cu maci, și un costum popular autentic, aproape autentic ruscovean, cu o fustă verde și o ie cusută manual. Știu că tu ai o afinitate aparte în ceea ce privește această parte artistică, ai urmat chiar și un institut de muzică, așadar pasiunea ta pentru muzică era deja acolo, era foarte pregnantă și doar ai încercat să o pui în practică mai intens, încercând să-i apropii pe tine de muzică și muzica și dansul ucrainean, dar și pe cei mai în vârstă. Cu ce grupuri lucrez și ce înseamnă de fapt această muncă? Muzica este pasiunea mea. De mic am avut înclinații spre muzică. Talentul ăsta, mulțumesc lui Dumnezeu, e moștenit de la rudele mele care aveau voci foarte puternice. Și am încercat să mobilizez și tineretul din localitate, că începând cu ei promovăm, conservăm cultura tradițională. Începând de la 6-7 ani, cine este dornic, până la 80 de ani, nu avem restricții. Cine vrea și cine este dornic, e primit cu tot dragul la Căminul Cultural. Am început cu un grup de 7 fete, după aia ne-am înmulțit, un grup de 15, am avut și 25. Este mai greu să le mobilizez pentru că sunt fete la liceu, sunt fete la facultate, vin odată la lung timp. Unele sunt navetiste, își termină cursurile la ora 3, au și cursuri, au și teme, au și altele de făcut, dar așa încetul cu încetul, în weekend, sâmbătă, duminică, ne mobilizăm și încercăm să învățăm tot timpul să avem reactualizate cântecele. Ce gen de cântece se întâlnesc? Eu accentuez să mă axez pe suită de cântece locale. Întreb în dreapta, în stânga, pe cine aud cântând, îmi notez cântecele sau le și rețin. Am întrebat pe oameni bătrâni sau cine era dornic chiar îmi oferea cântecele. Cuvintele sunt importante. După aia melodiile le potrivim. Așadar ați început voi mai exact cu cântecele locale, da, pe care le-ați știut de mii sau le știau încă persoanele mai în vârstă. Ați adus după aceea în repertoriu și cântece ucrainene. Din ucrainene, adică ucrainene, cântece lirice, cântece din Ucraina, care se aud acolo în mod deosebit și care le-ați preluat voi. De unde v-ați inspirat? Cum ați ajuns la acele cântece? Umblând cu corul, cu fetele, cu grupul, auzeam cântecele, ne plăceau sau acum ne putem inspira și pe canalul YouTube. Fetele sunt dornice să le știe, le plac, sunt o încântare pentru urechea omului și e păcat să nu le promovăm și pe astea. Cum primesc tinerii această parte? Ce le place mai mult în ceea ce privește partea asta mai artistică sau culturală? De ce ai remarcat tu că ar fi mai atrași? Suita de cântece locale le atrage.
au atracție spre suită de cântece locale, spre dansuri locale, spre tradiție mai mult. Încercați niște coreografii, aveți și niște dansuri pe care le-ați făcut pe parcurs? Am încercat, cu ani în urmă am avut și băieți în grup și am avut și în coreografie și cântece și dansuri, dar din păcate băieții au plecat în străinătate, la facultate, care cum, și din păcate în ziua de astăzi nu mai am băieți și nu mai pot să fac acele dansuri. Acea coreografie cu dansuri. Cum s-a schimbat perspectiva, dacă s-a schimbat cumva perspectiva voastră în ceea ce privește partea aceasta artistică, având această oportunitate de a merge la diverse festivaluri, de a cunoaște și alți etnici ucraineni sau chiar ucraineni din Ucraina, care promovează poate din diverse alte zone, care promovează sau au un alt stil de dans, de muzică? Mulțumesc corului Hvalim Hospoda, laudăm pe domnul, este o asociație din Rona de Sus, preotul Albiciuc Gheorghe, a luat inițiativa de a mă invita ca să fiu solist în corul lor. Este un grup format din 10-12 persoane, ei au invitații prin diaspora, în Ucraina, în Polonia. Am fost de nenumărate ori și în Polonia și în Ucraina. Chiar săptămâna asta urmând să plecăm în Lviv. Avem o invitație la o parohie din Lviv, unde concertul se va ține la Teatrul de Operă și Dramaturgie din Lviv. Deci ați ajuns la colaborări între voi, care v-ați strâns, să înțeleg, membrii din diverse formații, grupuri, și ați făcut un alt cor. Acest cor este axat pe cântece religioase, dar, așa cum spuneam, voi ați umblat și la alte festivaluri. În ce măsură v-au ajutat pe voi sau v-au stimulat sau i-au stimulat mai ales pe cei tineri aceste participări la diverse... Bineînțeles că este o stimulare. În a atâția ucraineni din diaspora, luând legătura cu ei, înveți ceva nou, te invită, fiecare are festivaluri, ținem legătura. Așa cum voi ați fost oaspeți la diverse alte evenimente, ați fost și gazde, pentru că au fost și evenimente pe care le-ați organizat, le-ați găzduit voi aici în Ruscova. Despre ce evenimente este vorba? Am avut sărbătoarea marelui poet Razer Horovi Șevcenco 10 ani de zile. După s-a hotărât să se inaugureze bustul Taras Șevcenco în Sighetul Marmației și de atunci această sărbătoare a trecut și se organizează în Sighetul Marmației. Este vorba despre o sărbătoare, trebuie să menționăm, pe care voi o marcați, așa cum noi spus, o marcam. Ați marcat-o timp de 10 ani aici, dar nu numai voi, erați gazdele și veneau toată lumea din... Puteam spune că era un festival internațional, pentru că veneau și oaspeți, N formații, 5, 6, 7 formații din Ucraina, care participau, în afară de interjudețene care veneau din alte județe, din localitate, din județe, din localitățile apropiate. Așadar, era un eveniment practic aici, găzduit de către comunitatea cultural din Ruscova. Da, organizat de Uniunea Ucrainenilor din România și din Sighetul Marmației. Cumva evenimentul național, care de fapt avea și componentă internațională, era acest eveniment. Da, și de 3 ani de zile am schimbat în cântece și dansuri de pe Valea Ruscovei. Și tot așa îi primim cu brațele deschise pe toți oaspeții care ne calcă pragul. Cântece și dansuri specifice diverselor comunități, numai de pe Valea Ruscovei. Nu numai de pe Valea Ruscovei, de peste tot. Care ar fi, din perspectiva ta, problemele principale cu care te confrunți tu, până la urmă, ca și o persoană care încearcă să ducă mai departe aceste tradiții? Ce crezi tu că s-ar mai putea face pentru a revigora aceste tradiții și obiceiuri? Ar fi un stimulant material pentru copii. Copiii ar fi dorni să meargă în excursii, să facă schimb de experiență, ca să participe la diferite colocvii, ca să participe la diferite... Să participe la diverse evenimente. La diverse evenimente, da. Care este pentru tine cea mai grea misiune în momentul în care tu trebuie să aduni persoane ca să faceți, să organizați ceva împreună? Unde e dificultatea cea mai mare?
Dificultatea e mare, pentru că copiii sunt pasionați de gadgeturi, de telefoane, de laptopuri, nu prea au chef să vină după masă, sunt obosiți totuși după cursuri, dar îi selectez, îi mobilizez și încetul cu încetul tot reîmprospătăm și reînviem tradiția. În ceea ce privește limba sau păstrarea limbii materne, care este situația în localitatea Ruscova din acest punct de vedere? Pentru că este o altă problemă cu care se confruntă în general comunitățile de etnici din România, deci nu numai comunitatea ucraineană, din câte am remarcat noi, este o problemă care revine pe tapet în multe comunități. Este o problemă, tindem să ne romanizăm. Copiii de mici de la grădiniță încep să vorbească limba română. Pe jocuri se joacă tot în limba română, la cursuri vorbesc în limba română. Între ei tind să vorbească limba română. Deci e foarte greu, cu toate că limba maternă e limba maternă, dar, din păcate, parcă le este mai ușor să se exprime limba română decât în limba maternă. Desigur, trebuie să menționăm că ei studiază totuși ucraineana. Da, 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 da. Există și în unele localități sau există și clase cu predare în limba ucraineană. Există clase cu predare în ucraineană, unde ei au posibilitatea să învețe totul în ucraineană. Însă ucraineana în care învață ei este ucraineană literară. Da, și noi vorbim un dialect care e destul de diferit și destul de greu față de literară. Dincolo de acest aspect legat de muzică, de dans, pe care tu încerci să îl promovezi, desigur că sunt și oameni încă care, așa cum spuneai, sunt diversi meșteri sau diverse femei care încă mai știu poate să țeasă sau mai știu cum se făceau anumite lucruri pe vremuri. Și acest aspect încerci să-l acoperi, pentru că știu că de fiecare dată când există oportunitatea, tu vrei să evidențiezi. Să evidențiezi și să exemplifici că există așa ceva în localitate. Există încă puțin, dar există. Dă-ne câteva exemple despre ce mai există în localitate care amintește de diverse ocupații, poate mai de mult, de preocupări ale oamenilor din zonă. Da, sunt multe femei și multe gospodine care au readus războiul de țesut în casă, încearcă să țeasă pânza pentru cămăși, încearcă să facă covoare, să facă ștergare, chiar să facă zadii, să facă prosoape, ștergare. Există meșteri care lucrează încă la fierărie, care lucrează la un fel de oale de lemn, cât de cât se mai păstrează la câteva case, nu la multe, dar mai sunt câțiva. Când sunt sărbători, așa cum deja ai mai menționat, în general există totuși această tendință ca oamenii să se îmbrace într-un port, fie el mai tradițional sau mai stilizat, adaptat, totuși există această tendință de a se îmbrăca. Da. Există această tendință. Iar biserica joacă, bineînțeles, un rol important în continuare în tot ce înseamnă această promovare a portului și, bineînțeles, partea religioasă continuă să joace un rol important. Și eu mă doresc cu toată inima spre biserică, dacă sunt invitată ca să conduc procesiunea sau ca să-i ajut la anumite cântece religioase, facem voluntariat oriunde. Deci e voluntariat. Da, e voluntariat. Iarăși. Da, chiar îmi place. Da. Deci mă dedic cu trup și suflet. Pasiunea. Da. Revenind de la partea aceasta de religie, spune-ne, te rog, despre confesiunile religioase care se pot regăsi aici în... Da, în afară de 98%, 99% sunt ortodoxi, ucraineni ortodoxi, mai există și confesiunea de ziua șaptea, mai există și penticostali și doar atât. Deci penticostali și de ziua șaptea. Multe evenimente bănuiesc că se rotesc cumva în jurul acestor sărbători religioase, multe evenimente pe care poate voi le gândiți, le organizați, pentru că oamenii atunci sunt liberi, scapă de muncile de acasă, muncile agricole. Da, și sunt dornici de a ieși și de a se delecta și relaxa prin cântec. Și în continuare de diverse sărbători organizați. Aveți și hramul bisericii. Avem și hramul bisericii, care este tot timpul pe 2 august de Sfântul Ilie Perit Vechi, unde sunt așteptați N persoane care vin din alte localități, din prejurul localității Ruscova și din alte județe.
Că am pomenit deja de partea asta de sărbători religioase, spune-ne puțin despre acest decalaj, pentru că trebuie să menționăm că toate sărbătorile și comunitatea voastră din Ruscova le marchează după calendarul vechi, calendarul iulian sau după ritul vechi, cum se spune. Ce înseamnă mai exact lucrul acesta? Fiecare sărbătoare are o marcare specială pentru noi. Nașterea Domnului, Paștele, Rusaliile, Învierea, toate le ținem pe rit vechi. Asta înseamnă cu un decalaj de 13 zile da. Calendaristice. Da. Care sunt cele mai importante? Ce se întâmplă în acele sărbători religioase? Am povestit deja de Hramul Bisericii, ai menționat tu de sărbătoarea, de sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Anul Nou, Paștele. Povestește-ne așa pe scurt despre ce se întâmplă cu ocazia acestor sărbători, ce se mai păstrează, de exemplu, de Crăciun, de Paște. De Crăciun avem același ritual de sute de ani în care se ține post în ziua respectivă, se ajună, facem 12 feluri de mâncare de post. După ora 12 încep să se adune colindătorii. Atunci se poate mânca și altă mâncare de fruct. Cetele de colindători încep cu copiii mici, de cu seară și țin până dimineață cu oamenii mari, cu tinerii care umblă colinda pe la neamuri, la prieteni, la vecini și păstrează tradiția în continuare, prin colinde. Sărbătoarea Paștelui, cum este marcată aici în Ruscova? Este slujba de înviere. După slujba de înviere, a doua zi dimineață, toată lumea se adună cu coșurile, cu pasca, cu ouăle vopsite, se adună în curtea bisericii, acolo începe ritualul de sfințire a coșurilor. Cum vezi tu viitorul acestei localități în ceea ce privește această componentă, până la urmă, care definește și orice comunitate, o componentă care se referă la ce înseamnă rădăcinile fiecăruia și cât de important este să păstrești ceva din ce a fost sau ce mai este neamul tău, ca să zic așa. Cum se spune mai nou, viitorul sună bine. Nouă ne place că ne dezvoltăm ca localitate, aduc bani din alte țări, se dezvoltă localitatea noastră și ruscovenii își păstrează tradiția și identitatea oriunde se duc. Deci ei ori de câte ori sau după câți ani se întorc, ei vorbesc limba maternă, le place să-și îmbrace portul, le place să păstreze tradiția la nunți, la botezuri, la evenimente. Deci ei cumva își simt că revin la rădăcini când revin acasă. Îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru această discuție, pentru această oportunitate de a veni în comunitatea din Ruscova și de a afla, de a cunoaște mai multe despre aceasta. Și felicitări pentru tot ceea ce faci mulțumesc. Tu în acest sens. Oricând sunteți bineveniți, localitatea Ruscova are oameni primitori, oameni sociabili, sunt dornici să-și prezinte cultura și identitatea și de ori de câte ori aveți oportunitatea, sunteți bineveniți la noi inclusiv în localitate. Sunt și locuri de cazare oficii. Care pot găzdui turiștii interesați de a cunoaște mai bine această zonă. Mulțumesc foarte mult, Mihai. Cu plăcere. Voi prișle me taez ruscui, ruscui na doleni, au ruscui divcenia ta, jak les na kaleni. Po beto te polone ne zacvele kalene, ljubevem tja divčenočko z malo idete ne. Ljubevem tja divčenočko, taj hoću tja brate, a prokljata tvoja mate ne hoće tja date. Ta nakladuvate ročku, naj sademo kuret, a sam puđujuću ženu, naj sa ljubka žuret. Ne žure sja moja mela, žurale štrevožet, bo ja vejdu ešću žene, kole Boh pomože. Tako le si nahadaju za Rušćanski hore,
Meni besaneu tia meloju ruskuj Nikole. Ta kolesi nahadaju za rušćanski rike. Meni besaneu tia meloju ruskuj navike. Ta kolesi nahadaju za rušćanski rike. Meni besaneu tia meloju ruskuj navike. Dragii mei, sunt Maria Cinarjiga. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi în cadrul acestei ediții speciale pe care am avut, o ediție pe care am dedicat-o comunității de etnici ucraineni din localitatea Ruscova. Vă reamintesc de pagina de Facebook, de canalul YouTube și de portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, unde ne puteți urmări. Toate cele bune!